două anunțuri foarte, foarte scurte. Primul anunț este că organizația Love Israel își deschide porțile pentru cei care vor să traducă materialele fratelui Baruch Korman. Vă invităm alături de noi. Avem 30 și ceva de cărți din Biblie traduse din originalul ebraic, aramaic și grecesc de care vă spuneam și anul ăsta avem planuri mari să ajungem la undeva la 40 și ceva de cărți. Ăsta ar fi primul anunț. A doilea anunț este că avem o pagină de YouTube care se numește Love Israel România. Vă rugăm dacă vreți să fiți acolo abonați, să dați subscribe și să dați o distribuire a materialelor. Chiar dacă câteodată vă este greu, dar încercați pentru că răsplata va fi în cer. Așa că invit pe toți care sunt aici, nu acum, după sesiunea de învățătură, să intre pe pagina de YouTube, pe Love Israel România, să dea acolo un subscribe, mă refer și la cei care ne privesc live, ne privesc prin internet, și să facem așa o lucrare minunată în România. Este un canal unic, v-am spus, traduce Biblia din original și nu știm cât de binecuvântați suntem. Frate Baruch? Soon we will be celebrating the resurrection. În curând o să sărbătorim învierea. There is no greater event than the fact that Yeshua is not dead, he has been raised from the dead. Nu există niciun eveniment mai frumos decât să știm că Iisus Hristos a înviat. And let's look at what the Gospel of John says concerning this. Și aș vrea să ne uităm în continuare la ce spune Ioan despre acest lucru. Everything that's written in God's word, tot ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, is perfectly inspired by the Holy Spirit. Este inspirat perfect de Duhul Sfânt. There are no errors. Nu sunt erori. There are no extra words. Nu sunt cuvinte în plus. Everything that's written has a purpose. Tot ceea ce este scris a fost scris cu un scop. Look with me to the Gospel of John and chapter 20. Aș vrea să ne uităm în Ioan capitolul 20. We find that Peter and another disciple. O să ne uităm acolo că Petru și încă un alt ucenic. Here's a report. Aud ceva, un lucru despre. That the tomb is empty. Că mormântul este gol. That Yeshua is not there. Că Iisus nu este acolo. And they were emphasizing his body. Și voiau să pună accent pe corpul lui Iisus. Messiah taught over and over. Și ceea ce Iisus ne-a învățat de nenumărate ori. That Passover was approaching. Că se apropia. That he would go up to Jerusalem. Că se va duce la Ierusalim. He would be betrayed. Că va fi trădat. Handed over to the Sanhedrin. Că va fi dat în mâna Sanhedrimului. He would be crucified. Va fi crucificat. He would die. Va muri. But on the third day he would raise again. Dar în a treia zi va învia. And no one. Și nimeni. I want you to hear that. Și aș vrea să fiți atenți la asta. No one expected the resurrection. Nimeni nu se aștepta ca Iisus să învieze. Those women loved him so. Și să știți că acele femei l-au iubit tare mult. They saw how two men buried him. Și au văzut cum a fost îngropat de doi oameni. That they were hurrying before sundown, before the holiday began. Și se grăbeau și mergeau înainte de apus, înainte să înceapă sărbătoarea. They knew where his body was laid. Și știau locul în care corpul lui a fost dus. And they knew how he was buried. Și știau felul în care a fost îngropat. And their desire was to give him a proper burial. Și dorința lor a fost să îi ofere o înmormântare corectă. After the first day of unleavened bread, după ce a trecut prima zi, ziua 50, nu? Ziua azimelor. They bought the necessary ingredients. Și ei au cumpărat ingredientele necesare. They began to prepare them. Și au început să pregătească aceste ingrediente. But they ran out of time. Dar au rămas fără timp. Because Shabbat was approaching. Pentru că se apropia sabatul. That normal seventh day Shabbat. Și se apropia sabatul de a șaptea zi. So they said after the Sabbath. Și au spus că după sabat.
We will go to the tomb and bury him properly. O să mergem la mormântul lui Isus și o să-l îngropăm într-un mod corect. Now, in that time, și să știți că în timpul acela, and nothing has changed in Israel. Și să știți că nimic nu s-a schimbat până acum în Israel. People are buried with a burial garment. Toți oamenii care sunt îngropați în Israel sunt îmbrăcați în niște haine speciale de înmormântare. And then many spices and ointments are applied to that garment. Și foarte multe uleiuri și foarte multe mirodenii sunt adăugate peste acele haine. And in the end, și la sfârșit, they wrap up the head of a deceased man. Învăluie capul persoanei care a murit with this garment. Cu acest haină, un fular. So there's two types of garments when a Jewish man is buried. Să știți că sunt două feluri de îmbrăcăminte pentru o persoană care este îngropată. The burial garments, hainele de pe ei, and this garment. Și ceea ce am eu în mână. The only difference between this one and the one that would have been used for Yeshua's burial. Diferența dintre ceea ce are el în mână și ceea ce a fost folosit pentru Domnul nostru Isus. Is that the tzitzit, the tassels are removed. E faza că ciucurii ăia ar fi fost scoși afară. What's done with this garment? Ce se întâmplă cu îmbrăcămintea asta? Vrea să ne arate. În care eram pus Domnul Iisus pe cap. Now that's not how it's usually worn. De obicei nu așa e purtată în Israel. This is how it's normally worn. Felul în care el acum are pe el e de obicei felul în care e purtată. What does the scripture say? Și ceea ce spune Scriptura despre asta? Look with me if you would to verse 5. Și în versetul 5, both Peter and the other disciples when they heard the tomb was empty, Petru și cu ceilalți ucenici, când au auzit că mormântul este gol, they ran to the tomb. Au fugit la mormânt. And at the end of verse 4 it says the other disciple arrived there first. Și au spus că ceilalți ucenici au fost primii care au ajuns acolo. Verse 5. Și în versetul 5. And this other disciple, și celălalt ucenic, he came to the tomb. A ajuns la mormânt. He bent down. A îngenunchiat. And he saw the burial garments lying. Și a văzut că îmbrăcămintea era încă acolo. Not this. Nu această îmbrăcăminte. But the burial garments. Cu ceea ce era îmbrăcat pe corp. But he did not enter into the tomb. Dar nu a vrut să intre în mormânt. Verse 6. Și versetul 6. And afterwards. Și după aceea. Here came Shimon, Kepha, Peter. A venit Simon și Petru. Now Peter wasn't shy. Și Petru nu era shy. Shy. Okay. Nu era timid. He immediately entered into the tomb. Și imediat cum a ajuns acolo a intrat în mormânt. Look at the end of verse 6. Și la sfârșitul versetului 6. And he saw the same thing. Și a văzut același lucru. The burial garments were laying there. Hainele care acopereau corpul lui Isus erau acolo. But now look at verse 7. Și acum aș vrea să vă uitați la versetul 7. Christianity has been confused. Să știți că creștinii au fost înțeleși greșit. Now some of the English translations. Foarte multe din traducerile în limba engleză. They translate this garment as a napkin. Traduc această îmbrăcăminte ar fi un ștergar. Some say that it is a face cloth. Alții ar spune că ar fi ceva cu care să-ți acoperi fața. That's closer to the meaning. Dar să știți că acoperitul feței este mult mai aproape de ceea ce găsim în scrierile originale. Others say that it's a handkerchief. Alții spun că ar fi o batistă. Now let's see what Romanian says. Și acum aș vrea să vedem ce spun și românii. What does it say in John chapter 20 and verse 7? Ce spune în
It's ștergar. That means it's like a cloth, something like a cloth. That's closer to the original. E mult mai aproape de ceea ce găsim în original. Now, in the Greek language, și în limba grecească, it simply says the garment. În limba grecească spune că este îmbrăcămintea. And in the Jewish community, și în comunitatea evreilor, when you speak of the garment, atunci când vorbești despre această îmbrăcăminte, it speaks about this garment. Se referă la îmbrăcămintea pe care o are în mână. Now, let's look at the text again carefully. Și aș vrea să ne uităm din nou cu atenție la ceea ce scrie acolo. It says the garment which was upon his head. Că îmbrăcămintea care îi acoperea capul was not lying with the burial garments. Nu se afla în același loc în care era cu îmbrăcămintea care acoperea corpul. This is seen as something that is sanctified. Acest lucru este ceva, este văzut ca ceva ce ar fi fost sfințit. Something that's related to a purpose of God. Ceva ce este relaționat cu scopul lui Dumnezeu. Therefore, we should treat it with respect. Așa că ar trebui să tratăm acest lucru cu respect. It is seen as a clean garment. Este ca și o îmbrăcăminte, este văzută ca o îmbrăcăminte curată. But the burial garments, dar îmbrăcămintea care acopereau corpul, dead represents that which is unclean. Ele, acel lucru reprezenta lucrurile care de fapt sunt necurate. So we don't mix that which is clean with that which is unclean. Așa că nu o să încercăm să amestecăm îmbrăcămintea curată cu îmbrăcămintea necurată. Notice what the text says. Și aș vrea să fim atenți la ceea ce spune textul. He saw the garment that was upon his head. Așa că a văzut îmbrăcămintea care îi acoperea capul. But it's emphasized. Dar se pune accent pe asta. It was not lined with the burial garments. Și se pune accentul pe asta că nu era împreună cu îmbrăcămintea care îi acoperea corpul. Now, we are called to treat this with respect. Așa că noi suntem chemați să tratăm acest lucru cu respect. When we are not using it, în momentul în care nu o folosim, we fold it up. Ar trebui să o împăturăm. And it's folded a specific way. Și se împătură într-un mod foarte specific. The way we fold it shows that we give it honor. Și felul în care noi împăturăm arată de fapt că oferim respectul acestui lucru. And therefore Peter understood something. Așa că Petru a înțeles ceva. It says at the end of verse 7. Și la sfârșitul versetului 7 spune: this garment was folded and placed to the side in one place. Îmbrăcămintea care acoperea capul a fost împăturită și a fost pusă la o parte. Now verse 8. Și acum versetul 8. Then he entered into the tomb that second disciple. Al doilea ucenic a intrat în mormânt. The one who had come to the tomb first. Cel care a venit primul la mormânt. And he saw. Și a văzut. He saw the separation between the holy garment, the clean garment and the unclean garment. Și a văzut separarea asta între ceea ce era curat și ceea ce era necurat. Who would know to separate them? Și vreau să vă întreb că cine ar putea să știe că acest lucru trebuia să fie separat? Who would give this honor by folding it up? Cine i-ar fi oferit respectul acestei îmbrăcăminte împăturind-o? Well, who was guarding the tomb? Cine erau persoanele care aveau grijă de locul ăla, care erau gardieni acolo? Roman soldiers. Soldații romani erau cei care erau puși acolo. Originally, the disciples thought that his body was taken. În original, ucenicii credeau că corpul lui Iisus ar fi fost furat. This other disciple knew something. Dar acest discipol care era acolo în mormânt știa ceva. It would only be a Jew who separated the unclean from the clean. Știa că doar un evreu putea să separe îmbrăcămintea curată de îmbrăcămintea murdară. It would have only been a Jew who would have folded up this garment. Era doar un evreu ar fi putut să împăture ștergarul ăsta. And this other disciple. Și acest ucenic. What Jew do you think he believed did this? Care evreu credea el de fapt că ar fi putut să facă asta? Says that he looked at this and he believed.
S-a uitat la ceea ce a văzut acolo și a crezut. He knew that it was Yeshua who did just that. Și el știa sigur că Iisus a fost persoana care a separat astea. That he was not dead. Că Iisus nu era mort. His body was not stolen. Că corpul lui nu a fost furat. But that he had risen from the dead. Ci că a înviat din morți. Let's go to one more scripture. Și aș vrea să mai mergem la un pasaj din Scriptură. Look if you would to the Gospel of Mark. Și aș vrea să ne uităm în Marcu. And Mark chapter 5. În capitolul 5. Beginning with verse 8. De fapt, o să mergem în Marcu capitolul 8. Would you believe Mark chapter 7? De fapt, e în Marcu capitolul 7. I'm not seeing. This is the account of Yair. Aici vorbește despre Yair. In English it's Jairus. Și în engleză numele lui este Jairus. He had a daughter that was sick. Și Yair avea o fată care era bolnavă. Who was 12 years old. Care avea 12 ani. And we find that this daughter was close to dying. Și aflăm că fata lui Yair era foarte aproape să moară. And what did he do? Și ce a făcut Yair? He was a leader of a synagogue. El era liderul unei sinagogi. But he found himself in a desperate situation. Dar se afla într-o situație foarte disperată. And in Mark chapter 5. Și în Marcu capitolul 5. Now look at verse 21. Și-aș vrea să ne uităm la versetul 21. I thought my wife, my helpmate, would help me. Credea că soția dânsului o să-l ajute puțin. This leader of the synagogue. Și acest lider al sinagogii. He went to Messiah. Yair s-a dus la Isus. He wasn't popular at this time within the Jewish community. Dar Isus nu era o persoană care era populară în rândul iudeilor. But Yair went nevertheless. Dar chiar și cu aceste lucruri care le știa despre el, Yair s-a dus la Isus. Now names are important in the Bible. Și vreau să vă spun că numele persoanelor sunt foarte importante în Biblie. And the Hebrew name Yair. Și numele evreiesc Yair means to put light on something. Înseamnă că pui lumina peste ceva, pui scoți în evidență ceva. It has to do with giving revelation, illumination to a situation. Înseamnă că poți să aduci o revelație, poți să aduci o deschidere asupra unui lucru. He went before Yeshua. Și s-a dus înaintea lui Isus. And he says, my daughter is at the point of death. Și a spus că fiica mea se află în pragul morții. He had faith. Dar avea credință. Sometimes desperation builds faith. Și câteodată momentele astea de disperare ajută să ne clădim credința. When you're in a desperate situation, you don't care what others think. Și în momentul în care te afli într-o perioadă disperată a vieții, nu prea te interesează ce zic cei din jur. He humbled himself. Așa că s-a umilit. And he beseeched Yeshua to help. Și s-a dus să-l caute pe Iisus ca să îi ofere ajutorul. Now that daughter was 12 years old. Și fiica lui Yair avea 12 ani. We see that as Yeshua was moving with. Și spunem că în timp ce Iisus se mergea printre ei. With this large crowd. Cu o mare mulțime de oameni care era după el. They were pushing one another. Și oamenii ăștia care erau acolo se împingeau unul pe altul. A large number of people. O mulțime de oameni. And then the story is interrupted. Și povestea asta este întreruptă. Whenever there's a change, there's a purpose. În momentul în care când se întâmplă o schimbare, de obicei schimbarea se întâmplă cu un scop. And there's a woman. Și este vorba despre o femeie. And she's got a problem. Și această femeie are o problemă. She has a flow of blood. Are o problemă cu scurgerea de sânge.
And this would make her ritually impure. Și din punct de vedere ritualic, asta ar face-o impură. Now, what are the implications of this? Și aș vrea să vedem care sunt implicațiile acestui lucru. She couldn't dwell at home. Ea nu putea să stea acasă. Anything she touched would be unclean. Tot ceea ce ea atingea era considerat necurat. She couldn't go into the temple area. Nu putea să meargă în templu. Her life was ruined. Și viața ei din punctul ăsta de vedere era ruinată. The scripture says that she had some money. Ceea ce găsim în Biblie și înțelegem despre ea era că avea ceva bani. She gave it to doctors. Și banii pe care i-a avut, i-a dat la doctori. And the end result was she was worse. Și rezultatul final era că ea se simțea din ce în ce mai rău. And in this desperation as well. Și de asemenea în acest moment de disperare, she heard this Yeshua was passing by. A auzit că Isus trecea prin zona ei. Now I like the name Yeshua. Acum mie îmi place foarte mult numele Yeshua. Because it speaks of salvation, that he is the savior. Vorbește pentru că vorbește despre salvare, vorbește că el este salvatorul. And she had an idea. Și ea avea o problemă cu asta. One that was rooted in faith. Problema ei de fapt era pusă în credința pe care o avea. She says if only I can touch his garment. Și ea zicea că chiar dacă aș putea doar să îi ating îmbrăcămintea. The corner of his garment. Să-i ating colțul îmbrăcămintei lui Isus. Now in many translations it says the hem. În multe traduceri vorbește despre tivul ăsta care îl are de obicei. But it's speaking about the corner. Dar de fapt în ceea ce scrie în Biblie vorbește despre despre colț. This part of the garment. Despre partea asta a îmbrăcămintei. Want to give you a test? Aș vrea să vă testez puțin. When you see that part of the garment, când vedeți partea aceea de îmbrăcăminte, what should you be thinking about? La ce ar trebui să vă gândiți? What's the answer? Și care e răspunsul? Saying the Lord's commandments. Thinking about the commandments of God. Și așa ar trebui să ne gândim la poruncile Domnului. She wanted to convey something to God. Și ea vroia să meargă să îi spună ceva Domnului. God, I want you to heal me. Și Doamne, vreau ca tu să mă vindeci pe mine. So I can fulfill your commandments. Ca să pot să îți împlinesc poruncile. That I can obey your will for my life. Ca eu să ascult de voia pe care tu o ai pentru viața mea. I can apply the scriptures to what I do. Ca să aplic ceea ce găsesc în scriptură la viața mea. Let's make this personal. Și aș vrea să facem acest lucru destul de personal. Have you experienced healing spiritually through faith? Ați experimentat vreodată o vindecare spirituală prin credință? Having your sins forgiven? Ați experimentat să aveți păcatele iertate? Entering into a relationship with the living God? Și să intrați într-o relație personală cu Domnul nostru Iisus Hristos? What's the primary purpose that we should want this relationship? Care este scopul principal pentru care noi ne-am dori această relație? I want to turn away from sin. Vreau să mă întorc de la păcat. So I can obey God. Ca să îl ascult pe Dumnezeu. That's why we receive the Holy Spirit. De aceea am primit Duhul Sfânt. That we can experience His power. Ca să putem să experimentăm puterea. In order to live a life pleasing to Him. Ca să trăim o viață pe placul Domnului. That's why she took hold of that titsit, that fringe garment. De aia ea s-a prins de ciucurile de colțul ăla de haina lui Isus. When that happened, când asta s-a întâmplat, Messiah stopped. Isus, Mesia, s-a oprit. And he says, "Who touched me?" Și a întrebat că cine este persoana care m-a atins. The disciples were not spiritually sensitive. Și ucenicii din jurul lui nu erau sensibili la ceea ce a întrebat Isus. They said, "People are pushing one another as we're hurrying." Și a încercat să spună că oamenii se împing dintr-o parte în alta în timp ce noi ne grăbim. And you ask someone touch you? Și tu vrei să spui că vrei să întreb că cine te-a atins? But he felt the power go out from him. Dar el a simțit cum o putere a ieșit din corpul lui. Now he did something. Și a făcut ceva. It would be like me doing this.
Și ar fi cam asemănător cu ceea ce fac eu acum. Who touched me? Și aș vrea să vă întreb cine m-a atins. And I would walk up to one person and stand right in front of this one. Și m-aș duce în fața unei persoane și a sta în fața acelei persoane. The one that I knew had touched me. Și m-aș duce în fața persoanei care eu aș ști că m-a atins. The woman knew that she was the one. Și femeia asta știa că ea este persoana care l-a atins. She knew that Yeshua knew this. Și știa că Iisus cunoaște acest fapt. Now, let's pause for a moment. Și aș vrea acum să ne oprim puțin. What's going on? Și aș vrea să ne întrebăm ce se întâmplă. Yair is a man of faith. Yair este o persoană care are foarte multă credință. We learn a very important principle. Și din aceste lucruri am învățat un principiu foarte important. His daughter is at the point of death. Că fetița lui este în momentul în care ar putea să moară. Time is of the utmost importance. Și timpul este foarte important în cazul ăsta. And this woman interrupts everything. Și femeia asta a întrerupt totul. She brought this group going to Yair's house to a stop. Și tot grupul ăsta de oameni care mergeau spre casa lui Yair a fost oprit. Now what I would be doing? Și acum ceea ce eu aș face? Is pushing him and say, "Let's go, it doesn't matter, none of this is important." Eu m-aș duce și aș spune la Iisus că haide să mergem odată, că ceea ce se întâmplă aici e neimportant, nu ne putem opri. It was important to this woman. Dar pentru femeia asta era un lucru care era important. Who had been in this condition for 18 years. Care se afla în această condiție și avea problemele astea de 18 ani. Her life was alive, but it had been ruined. Chiar dacă ea era în viață, viața ei era distrusă. Everything that she cared about was taken away from her because of this condition. Tot ceea ce ea a ținut și avea drag a fost distrus din cauza problemelor de sănătate. Here's the principle we need to learn. Și principiul pe care vreau să-l învățăm. When you give something to God, când îi dai ceva lui Dumnezeu, don't try to manage it. Nu încerca să manageriezi lucrul acela. Remain submissive. Încearcă să rămâi sub puterea lui Dumnezeu. And confident that what God is up to. Și să fii încrezător că ceea ce Dumnezeu face has purpose. Are un cel important. Shortly thereafter, the group began again. Și imediat după ce s-a întâmplat asta, grupul a început din nou. And they arrived at the house of Yair. Grupul a început din nou să se miște și încetul cu încetul au ajuns la casa lui Yair. But it wasn't a house of sickness. Dar acolo nu era o casă de persoane bolnave. It was a house of mourning. Ci era o casă de persoane care erau în doliu. The text says that there was much lamentation coming from this home. Textul din Biblie spune că era o casă în care erau foarte multe plângeri. Now you can imagine that Yair was devastated. Și trebuie să vă imaginați cum s-ar fi simțit Yair în momentul acela. They said to him, "Your daughter is dead." Și au venit câțiva oameni să-i spună că fiica ta este moartă. What did Yeshua do? Și ceea ce a făcut Iisus? He says, "Don't believe this, she's only sleeping." A spus să nu-i crezi pe ăștia, ea doar doarme. Now in the Bible, sleeping is oftentimes related to death. De foarte multe ori în Biblie găsim o corelare între a dormi și a muri. It's not speaking about a false doctrine, soul sleep. Nu vorbește despre o doctrină falsă cum că sufletul ți-ar adormi. Why is sleep related to death? Și vreau să vă întreb de ce credeți că somnul este strâns legat cu moartea. Tudor, can I ask you a question? Sure. Vreau să-mi pun o întrebare. You go to bed every night? Dacă mă întreabă dacă mă duc la culcare în fiecare noapte. Yes. And what do you expect to do in the morning? Și mă întreabă ce așteptări am cu privire la dimineață. To wake up. Și ca să mă trezesc. When we die, atunci când murim, we should expect to wake up. Ar trebui să ne așteptăm ca să ne trezim. We should expect the resurrection. Ar trebui să ne așteptăm la înviere. People who spoke about death with sleeping, persoanele care vorbeau despre această moarte, were testifying of their faith in the resurrection. De fapt ne spuneau despre credința cum că ei vor fi înviați. Yeshua put everyone else out. Și Iisus i-a scos pe toți afară. He took the parents and a few disciples. I-a luat pe părinți împreună cu câțiva ucenici.
And he went to this little girl. Și s-a dus la această fetiță. He took her hand. A luat-o de mână. And he spoke to her. Și a vorbit. Now, what did he say? Și acum aș vrea să vă întreb ce i-a spus. Anyone remember what this is called in Hebrew? Mai țineți cumva minte care e numele acestui obiect în evreiască? A talit. Un talid. Now, talit has to do with marriage as well. Acest cuvânt talid are de a face și cu căsătoria. Because when a Jewish wedding takes place, în momentul în care are loc o nuntă din evreiască, it's under the marriage canopy. Se află sub tutela căsătoriei. And this was used for that canopy. Și materialul ăsta a fost folosit pentru baltachinul ăsta. Why this garment? Și aș vrea să vă întreb că de ce această îmbrăcăminte? Because it was a commitment and an announcement that this couple, pentru că a fost un anunț cum că acest cuplu, was going to live their marriage under the authority of God's word. Că ei aveau de gând să-și trăiască și să fie împreună căsătoriți sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Now, we have to understand something about biblical tradition and Jewish tradition. Și trebuie să înțelegem niște lucruri despre tradițiile care le găsim în Biblie și tradițiile care le fac evrei. When a baby boy is born, atunci când un băiețel se naște, when does he get his name? Care este momentul în care el își primește numele? The parents don't name him immediately. Părinții de obicei nu-i dau un nume imediat după ce se naște. What event happens so that he can be named? Ce eveniment trebuie să aibă loc ca copilul respectiv să fie numit? What's the answer? Și care e răspunsul? If you know the book of Luke, you know the answer. Dacă ai citit cartea Luca, dacă știți Luca, înseamnă că știți și răspunsul. John the Baptist got his name. Ioan Botezătorul și-a primit numele. On the eighth day. În a opta zi. At his circumcision. În momentul în care a fost circumcis. Every Jewish baby boy gets their name at their circumcision. Fiecare copil evreu își primește numele atunci când este circumcis. But what about a baby girl? Dar aș vrea să pun aceeași întrebare, ce se întâmplă cu o fetiță? When does she get her name? Care este momentul în care fetița își primește numele? After that girl is born. După ce fetița este născută. On the first day that the Torah is read in the synagogue. În prima zi în care Tora este citită în sinagogă. The husband of the wife who gave birth. Bărbatul femeii care a născut. The father of that little girl. Tatăl acelei fetițe. He does something. Face ceva. He goes to the synagogue with that newborn girl. Merge la sinagogă cu fetița care tocmai s-a născut. But he does not have her wrapped up in a blanket. Dar nu o are împăturată împăturită într-o pătură. This garment is for a man. Această îmbrăcăminte este pentru un bărbat. But when she goes to the synagogue for the first time, dar ea când se duce la sinagogă pentru prima dată, she's using this as a blanket. Și folosește această îmbrăcăminte pe post de pătură. The husband does two things. Și soțul face două lucruri. After the Torah is read, după ce se citește din Tora, he makes a prayer for his wife. Face o rugăciune pentru soția sa, that she might find strength and be healed from the delivery. Și se roagă pentru ea ca să-și găsească puterea și să fie vindecată după naștere. And he's holding his newborn daughter in his arms. Și își ține fata nou-născută în brațe, wrapped up in the talit. Împăturită în acest talit. Now, she doesn't have a name yet. Dar ea încă nu are un nume. Everyone refers to her by the term Talita. Toată lumea se referă la ea și o strigă după numele Talita. Why is she wrapped up in a talit? Și aș vrea să vă gândiți de ce este împăturată cu acest talit. She's a girl. She doesn't need a talit. Ea este o fată și nu are nevoie de asta. Until what day? Până în ce zi nu mai are nevoie de asta? Her wedding day. Până în ziua în care ea se căsătorește. Because she doesn't have a name, pentru că ea nu are un nume, she's called Talita.
pentru că ea nu are un nume, numele ei este Talita. When the husband prays for his wife's recovery, când soțul se roagă pentru pentru buna stare a soției lui, the congregation asks, what is the name of the girl? Congregația acolo care se află în sinagogă întreabă care este numele fetiței. And just like Zacharias did in the book of Luke for John the Baptist. Exact așa cum Zaharia a făcut pentru Ioan Botezătorul. We find the husband as well announces the name. Exact așa aflăm că soțul anunță și spune numele fetiței. So when Yeshua says to this little girl, atunci când Isus îi spune acestei fete, Talita, o strigă pe nume Talita. The term kumi means get up. Termenul ăsta de kumi înseamnă ridică-te. When it's time for the wedding, și exact atunci când e vremea de căsătorie, they say something very similar. Spun de asemenea ceva foarte asemănător. It's time to raise up the talit. E momentul ca să ridici talidul. What Yeshua was telling the parents, ceea ce Iisus le spune acestor părinți, she's going to recover, că ea își va reveni, she's going to get married, și se va căsători. And therefore when he says talita kumi, și în momentul în care îi spune fetiței talita kumi, he's the Lord. Îi spune că el este Dumnezeu. The Lord of life. El este Dumnezeul vieții. He controls the resurrection. Și el îi controlează reînvierea. And she got up. Și fetița s-a ridicat. And what do we know about her? Și ce știm despre ea din Biblie? Yeshua says, give her something to eat. Și Iisus le spune automat să îi dea ceva de mâncare. Why? De ce e important asta? Was she that hungry? Îi era foame cumva? Do you know your Bible well? Vă cunoașteți, cunoașteți ce scrie în Biblie? Many times we find in the scripture that after something good happens, de multe ori ne dăm seama din scriptură că după ce se întâmplă ceva bun, people are given food. Oamenilor li se dă mâncare. Why is that? Și de ce se întâmplă asta? Deuteronomy chapter 8 and verse 10. În Deuteronom capitolul 8 în versetul 10. The Bible says after you have eaten. În Biblia spune acolo că după ce ați mâncat and you're satisfied, și sunteți sătui, give thanks to God. Să-i dați mulțumiri Domnului, să aduceți mulțumiri. Now these two stories work together. Și aceste două povești lucrează foarte bine împreună. When you hear the number 12, what comes into your mind? Și în momentul în care vă auziți numărul 12, la ce vă gândiți? The 12 tribes of Israel. Vă gândiți la cele 12 triburi din Israel. Now in Hebrew you can use letters for numbers. Și în evrei poți să folosească literele pentru numere. And the number 18 when you write it as a number. Și atunci când scrii numărul 18 și îl scrii ca și număr, it's also the same letters for life. Exact aceleași litere pentru viață. What's the message that Yeshua was conveying? Care e de fapt mesajul pe care Iisus vrea să ne-l spună? The number 12 and 18. Că nu de vrea să ne spună despre numărul 12 și numărul 18. He came to give life to Israel. Și el a venit să dea viață celor din Israel. That's why he was brought into this world. De aceea el a fost adus în lumea asta. We'll do one more and we'll conclude. O să mai răspundem la o întrebare și după aia o să încheiem programul. Let's look at John chapter 10. Și aș vrea să ne uităm la Ioan capitolul 10. It concerns a wonderful festival that's read about in the scripture. Și acolo ne vorbește despre un festival, despre o petrecere foarte frumoasă din scriptură. How many have ever heard of the festival of Hanukkah? Câți dintre voi ați auzit despre festivalul Hanukkah? Sărbătoare. It's the feast of dedication. Este sărbătoarea dedicării. It speaks of a great victory that Israel had supernaturally over the enemy. Vorbește despre o victorie supranaturală pe care Israel a avut-o asupra inamicului. Now, it's an 8-day festival. Este un festival care durează 8 zile. And the rabbis teach this. Și rabinii învață următoarele lucruri. The number 8 is connected to redemption,
kingdom, that which is new. Și numărul 8 este legat foarte mult cu răscumpărare, cu împărăția nouă. So even though Messiah can come anytime, chiar dacă știm că Mesia poate să vină în orice moment, there's three times a year that there's a heightened expectation concerning Messiah. Avem trei momente dintr-un an în care este o așteptare foarte ridicată cum că Iisus ar putea să vină atunci. One is very near, 3 weeks away. Una dintre ele este foarte aproape de noi, se întâmplă peste câteva săptămâni. Passover and the Feast of Unleavened Bread. Atunci se întâmplă Paștele și are de-a face cu sărbătoarea azimilor. Is 8 days. Alea durează, sărbătorile astea durează 8 zile. You recall that Messiah fulfilled his ministry the first time during Passover. Trebuie să ne aducem aminte că Iisus și-a făcut lucrurile care le-a avut de face în momentul Paștelor. In the Torah we see that there's another 8-day period. De asemenea, în Tora mai găsim o a doua perioadă care durează 8 zile. The 7 days of the Feast of Tabernacles. Cele 7 zile despre sărbătoarea corturilor. And afterwards there's a special 8th day festival. Și după această sărbătoare urmează încă 8 zile de alte 8 zile de sărbătoare. And the third time is the 8 days of Hanukkah. Și după astea urmează cele 8 zile de Hanukkah. Hanukkah speaks about victory. Și Hanukkah vorbește foarte mult despre victorie. And what do we read during Hanukkah? Și ceea ce citim de obicei la sărbătoarea asta Hanukkah? About how Moses went into the Holy of Holies. Și cum Moise a intrat în Sfânta Sfintelor. To dedicate the tabernacle. Ca să dedice cortul. And what did he experience? Și ceea ce a experimentat el acolo? As he goes into the Holy of Holies. Și în momentul în care pășea și intra în Sfânta Sfintelor. You can read this in Numbers chapter 7 and verse 89. Puteți să citiți asta în Numeri 7. He hears the voice of God speaking to him. Aude cum vocea lui Dumnezeu îi vorbește. From the Ark of the Covenant. Din chivotul Domnului. Between the two cruvim, the cherubim. Dintre cei doi heruvimi. From that mercy seat. De la cel capac. The presence of God in a unique way was in that place. Prezența Domnului într-un mod foarte unic era acolo. Now God is everywhere. Și trebuie să înțelegeți că Dumnezeu este peste tot. But uniquely his presence is there. Dar într-un mod unic prezența lui era acolo. Messiah when he returns the second time. Când Mesia va veni a doua oară, Iisus va veni a doua oară. He's going to bring great victory to Israel. El va aduce cu el o victorie mare celor din Israel. That should make you happy. Și asta ar trebui să vă facă fericiți. Because when Israel gets saved. Pentru că atunci când Israel va fi salvat, then the kingdom will begin. Atunci va începe împărăția. Remember what Messiah says in Matthew 23. Trebuie să ne aducem aminte ce Iisus spune în Matei 23. Until there's a spiritual change with Israel, Messiah is not coming. Până când nu se va întâmpla o schimbare spirituală în Israel, Mesia nu va veni. Until they say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," he's not returning. Până ei nu vor zice binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Iisus nu va reveni. We know he's going to return to the Mount of Olives. Și știm că se va întoarce pe muntele măslinilor. Similar to that triumphant entry, he's going to go down the Mount of Olives. Și exact așa va avea o întoarcere triumfală și va merge în jos pe muntele măslinilor. He is going to enter into the old city. Și va merge în vechiul oraș. Approach the temple. Se va apropia de templu. And he's going to rule and reign from the Holy of Holies. Și va conduce din Sfânta Sfintelor. He is the Son of God. Și Iisus este Fiul lui Dumnezeu. He is going to be the very presence of God with us during the kingdom. Și el va fi prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu va fi cu el și împreună cu noi în timpul acestei împărății. Now look at John chapter 10. Și vreau să ne uităm în Ioan capitolul 10. Nothing happens by chance in the scripture.
Nimic nu se întâmplă la întâmplare în Scriptură. John chapter 10 and verse 22. Ioan capitolul 10 și versetul 22. At that time they were celebrating in Jerusalem the feast of Hanukkah. În acel moment sărbătoreau în Ierusalim sărbătoarea Hanukkah. It was winter time. Era perioada iernii. And it came about that Yeshua was pacing, walking in the temple. Și era un moment în care Iisus se plimba prin templu. And where was he? Și unde era el? Literally it says in Solomon's hall. Era în în holul lui Solomon. Now, why mention Shlomo or Solomon? Why mention King Solomon? De ce credeți că Solomon a fost menționat aici? Even though it was under his authority that the first temple was built. Chiar dacă sub autoritatea lui Solomon a fost construit primul templu. He wasn't a priest or a Levite. El nu a fost niciun levit și nu a fost niciun preot. He couldn't go just any place. Nu putea să meargă în orice loc din templu. And this place, Solomon's Hall, și acest loc, prizvorul lui Solomon, was the closest that a non-Levite or priest could get to the Holy of Holies. Era cel mai apropiat loc în care putea să ajungă o persoană care nu era levit sau preot de Sfânta Sfintelor. Solomon was a son of David. Și Solomon era un fiu de al lui David. Messiah is the son of David. Dar Mesia este de asemenea fiul lui David. And what was he doing in that place? Și ce făcea el acolo în locul acela? He was walking back and forth. Mergea înainte și înapoi. It was Hanukkah. Era perioada sărbătoarei Hanukkah. There was an expectation of Messiah. Și era o așteptare cum că Mesia ar veni. And if you keep reading in John 10, și dacă continuați să citiți în Ioan 10, the leaders surrounded him. Că cei care au acolo, liderii l-au înconjurat. And they said to him, și au spus în felul următor. How long are you going to keep us in suspense? Cât va mai trece și cât o să ne ții în suspansul ăsta? If you're the Messiah, tell us. Dacă tu ești Mesia, spune-ne. He had already told them. Dar el deja le-a spus asta de nenumărate ori. They weren't asking for words. Ceea ce cereau ei nu erau cuvinte din partea lui Isus. They wanted him to do something. Ei voiau ca el să facă ceva. To go into that Holy of Holies. Ca să intre în Sfânta Sfintelor. And take that seat and prove to them that he is Messiah. Ca să meargă acolo să se așeze jos pe scaun și să le dovedească că el era Mesia. It wasn't the time for him to do that. Dar nu era timpul ca Isus să facă asta. But I have good news for you. Dar vreau să vă spun o veste bună. That time is drawing near. Și vreau să vă spun că timpul acela este din ce în ce mai aproape. Things are changing in this world. Lucrurile se schimbă în această lume. The kingdom is approaching. Și împărăția Domnului se apropie. The question that you have to answer. Și întrebarea pe care voi trebuie să vă puneți. Are you ready? Sunteți pregătiți? There are prophetic signs all around us. Sunt foarte multe semne profetice. One of which is the Jewish people returning back to the land. Unul dintre ele fiind întoarcerea iudeilor în Israel. There are dozens of individual prophecies that says before the kingdom will come, he'll bring the people back to the land. Există foarte multe profeții care spun că înaintea a doua venire a lui Isus, poporul evreu se va întoarce acasă. Let me conclude with just a few words of conclusion. Și aș vrea să închei cu câteva cuvinte. This book is truth. Această carte este adevărul. It is anointed with power. Este unsă cu putere. Don't be careless with it. Și să nu fiți neatenți cu ea. Study it thoroughly. Studiați-o cu foarte mare atenție. Study it prayerfully. Și studiați-o cu foarte mare atenție. And the more you invest in the studying of God's word, și cu cât investiți mai mult în studierea cuvântului lui Dumnezeu, the more you will experience the Spirit's leadership and guidance and anointing in your life. O să experimentați din ce în ce mai mult cum Duhul Sfânt vă unge și vă călăuzește viața.